Bine, ultimul lucru de făcut, bunul meu domn, este să te usuci. Uscatul e partea mea preferată. E cald și confortabil și mă simt atât de bine. Oh, da, da, sunt gata să simt toate alea. Micule unchi! Oh, nu! Ajută-mă să ies de aici! Vreau să mă simt călduț și confortabil! Micule unchi, hai aici! Ești atât de alunecos și ud și scârțietor! Alunec! Te-am prins! Super! Drăguț și uscat! Confortabil ca o îmbrățișare! Vrei să-mi vezi dansul spaghetelor? Da! Da, vreau! Vai de mine! A fost superb! Pentru o secundă am crezut că ești o spaghetă! Mulțumesc! Exact asta urmăream! Așa cred eu că ar dansa o spaghetă! A fost uimitor! O să încep eu! Dacă vrei să reușești, trebuie să arunci ca un profesionist! Ha! 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 Uite, așa, perfect! Ai câștigat! După 12 încercări, iată premiul tău! Tare? Eu urmez! Cerculeț drăguț, du-te! Zboară! Am reușit! Sunt un copil mare și tare! Foarte bine, ia să vedem! Pregătirile pentru poza de familie! Cu verișorii, mătușile și unchii și bunicul și bunica Jojo! Aha! Aceasta e perfectă! Oh, știam că vei crește să-ți vină rochia asta! Adică, ți-au trebuit 3 ani, dar uită-te la tine acum! Mersi, mamă! E frumoasă, dar... Mă mănâncă puțin și mă cam strânge! De ce trebuie să ne îmbrăcăm așa? După cum știi, vom face marea fotografie de familie la bunicii tăi, cum facem în fiecare an, ca bunica Jojo să ne poată arăta prietenilor ei. Pentru asta ai nevoie de o ținută specială, nu crezi? Presupun! Dar pot să-mi aleg singură ținuta specială? Sunt fetiță mare, mă descurc! Stai așa, Stelly! O să găsesc o cale să te dau jos! Ce a spus tati? Cel mai important lucru este că ai încercat! Cel mai important lucru este că ai încercat! Tati, încerc să gândesc! Dar mersi! Nu știu dacă pot să mă urc până acolo, dar pot să încerc! Așa! Câte o mână odată! Stanley, ți-am mai spus! Întotdeauna te urci acolo și te blochezi și fata asta drăguță trebuie să te dea jos! Hei, încă nu am căzut sau ceva? Chiar sunt destul de bună la asta! Super tare! Nu te îngrijora, Stanley! Îți arăt eu cum să cobori! Acum pune piciorul aici! O vom lua pas cu pas! Asta e fata mea!